Iubesc filmele al negru. Cred că au capacitatea de a se conecta prin emoții cu publicul. Dacă vizionez un film color, mă aștept să văd un fragment de realitate, pe când filmul al negru te transportă cumva într-o altă dimensiune, într-o altă atmosferă. Până la urmă, lipsa culorilor ne face să fim mult mai atenți la detalii. Vorbeam recent cu un actor despre Marlon Brando și despre cum a revoluționat el arta actoricească prin filmul memorabil Un tramvai numit Dorință. Este unul dintre filmele mele preferate, de altfel. De asemenea, am revizionat recent filmul La Dolce Vita, film cult al cinematografiei internaționale. Aceste filme, dacă dorim să le vizionăm astăzi, au fix același impact. Sunt timeless.